Harta României în câțiva ani va avea pete uriașe albe, nu va mai avea populație acolo. Nimeni nu înțelege că țara noastră are o uriașă problemă demografică. Satele sunt goale și încep să dispară și orașele, care sunt pustiite la vreme de pace. Satele din România se golesc de la an la an, aproape că nu mai sunt copii. Locurile de joacă sunt pustii ca și cele din Ucraina. Au mai rămas doar bătrâni și ei, din păcate, se duc în fiecare zi de la lună la lună, sunt tot mai puțini. Alții au migrat în alte părți, ni se pustiește țara pe timp de pace. Ne bucurăm că se construiesc cartiere peste cartiere în jurul marilor orașe și se răstoarnă harta. Harta României în câțiva ani va avea pete uriașe albe, nu va mai avea populație acolo, nu vor mai avea plătitori de taxe și impozite și acele orașe vor muri. Fără taxe și impozite nu vor mai fi servicii care să-i mai mențină măcar pe acolo pe cei care încă nu s-au decis să plece. Satele din România se golesc de la an la an, aproape că nu mai sunt copii. Locurile de joacă sunt pustii ca și cele din Ucraina. Au mai rămas doar bătrâni și ei, din păcate, se duc în fiecare zi de la lună la lună, sunt tot mai puțini. Alții au migrat în alte părți, ni se pustiește țara pe timp de pace. Ne bucurăm că se construiesc cartiere peste cartiere în jurul marilor orașe și se răstoarnă harta.